Goană după pomenile de Paștele Blajinilor. În pofida ploii, moldovenii fac forfote la piețe pentru a cumpăra cele necesare și au făcut cozi la tărabele cu prosoape, veselă sau coroane funerare. Oamenii spun că respectă tradiția în fiecare an, iar unii ajung să scoată din buzunare chiar și mii de lei pentru pomeni. Iacte, sahărniț, străchiniele și un platou. E la vreo 1000 de lei s-a dus. 1000 de lei pentru Paștele Blajinilor? Da. Așa am luat tradiția de la bătrâni. Ce se face în ziua de Paștele Blajinilor? Mergeți la cimitir? La cimitir plecăm și facem atămâiem, vine părintele și prim începem a da pomenile. Uh-huh. Cui dați aceste pomeni? Persoanelor apropiate? Și apropiate și care au nevoiași. Și ștergare au, și cratiți și este. Uh-huh. Trebuie să dăm, că așa e obicei la noi, dar nu știu ce trebuie să dăm. Pensiile mici, dar de unde avem, de unde avem, cumpărăm. Cât ați dat pe această cratiță? 360. De 16 lei am luat prosoabe și de 35, cănuț am luat 22. Ștergare, broboade pentru bunici, câte o pereche de ciorapi, o pască, spune. Deasupra, un buchet de flori, numai decât asta. Ați venit la piață special pentru aceste cumpărături? Da, pentru cumpărături. Am fost odată și am cumpărat, am dus, am venit din nou să mai vedem ce mai este. La rândul lor, vânzătorii spun că fluxul de cumpărători a crescut simțitor în această perioadă, iar prețurile sunt pentru toate buzunarele. Cănuț avem de la 18 lei în sus, până la 30 de lei. Pialușchi pentru copii sunt de 25 de lei, așa mai colorate, de mai frumoase la 30 de lei. Alții cumpără și o cratiță, alții cumpără și un ceainic, știți, pentru apropiat. Că ce mai ieftin, să mai întreabă, dacă e mai scumpuț, de acum mai greu. Începem de la 25 de lei, alte prețuri nu mai avem, asta. Cel mai ieftin? Da, cel mai ieftin. Așa. La bucate de la 10 lei. Uh-huh. O coroană? O coroniță la 25. Preoții spun că sărbătoarea Paștele Blajinilor este importantă pentru creștinii ortodoxi, dar îi îndeamnă să fie modești și să ofere pomeni celor care au cu adevărat nevoie. Milosenie trebuie să fie făcută întâi de toate față de cei nevoiași, față de cei neputincioși, față de cei singuratici, persoane în etate. Nu poți să dai la un bolnav un sticlă de vin. Îi dai, nu știu, un set de medicamente, niște haine, niște pături, niște albituri, care el să folosească. Chiar și la persoane care stau la pat, mai bine să cumpărăm o cutie de Pampers, da, pentru ăștia care au nevoie. Paștele Blajinilor este marcată de moldoveni peste o săptămână de la sărbătoarea Învierii.